că începe să vă spuneți problema, da? Trebuie să identificăm ce tip de nevroză vă domină. Laura? Deci, este vorba despre neurastenie? Sau poate nevroza de angoasă? Nu, cu siguranță este nevroza monosimptomatică, dar ce vorba vorbim acum? Este vorba despre isterie, clar isterie. Sau ipohondrie. Este iubirea liberă sau este condiționată? Domnule, tu auzi ce întreb eu sau nu? Tratamentul este iubirea liberă sau... Băi, mă auzi ce spun? Tratamentul nu suportă un dialog. Este doar un monolog. Vorbiți de unul singur. Cine vorbește de unul singur? Dumneavoastră, nu dumneavoastră, adică personajul care vorbește de unul singur. Hai! Alergătorul. Hai! Ce alergător, frate? Alergătorul are o problemă în dragoste și a venit aici, la mine, în cabinet, să se vindece de ea. Deci niciun alergător, frate, eu am venit. Eu am și-am dat și o groază de bani. Nu, dar să zic, dar de ce v-ați ales, da? V-ați ales pantofii aceștia atunci dacă nu vă place să alergați? Pentru că ne aleg întotdeauna ceea ce este imposibil. Aici e greșeala. Pantofii nu se aleg așa. Din cauza încălțăminte nu putem merge mai departe. Alegeți o altă pereche și de această dată să vă placă, da? Să vă placă. Ia să vedem. Alo? Întrebări, aveți întrebări? Ce înseamnă libertate? Libertatea poate să însemne independență, adică să nu fii aservit nici unei autorități. Libertatea poate să mai însemne disponibilitate, adică a rămâne deschis tuturor ocazilor. Libertatea, de asemenea, poate să însemne suveranitate, adică ai impune celorlalți bunul tău plac. Trei. Corect.